Vă salut cu respect, distinși vlog spectatori, suntem în Fiat. Vă era dor de chestia asta, hai să vedem dacă mai pornește. Nu, nu mai pornește. Ce faceți, mă, acolo, mă? Ce entuziasm, mă, voi, mă, când vedeți o cameră! Distinși vlog spectatori, în vlogul de astăzi mergem la eveniment Biz, Social Media Summit, unde Ionesca va fi pe scenă la o dezbatere singurică. A învățat puiul să zboare! Zboară, puiule, zboară! Este o dezbatere cu privire la Instagram și care e unalta cea mai bună, postările din feed sau story-urile. Ionesca e în echipa story-urilor. Dezbaterile, în general, nu au legătură cu convingerea ta personală, pur și simplu e un exercițiu de imaginație și de argumentare. Să zicem că mie îmi plac gecile galbene, dar pot să fiu într-o echipă care să dezbată, să zică că gecile verzi sunt mai bune. Ce faceți, mă, aici? Salut, bine ai venit la noi! Am uitat să zicem că suntem la Palatul CEC, scoateți carnetele de CEC. Că aici rugăm, ștergeți picioarele. Are legătură cu coronavirus sau? Nu. Asta e echipa Ionescăi. Da, ea este, am votat în unanimitate să fie capitan de echipă. Georgiana, capitan, vrem un gol brazilian. Capitanul va avea cuvântul de început și cuvântul de încheiere. Cum e ca în relația mea de noastră, de altfel. Ea începe, ea termină cuvântul, ea e cuvântul ei. Pe domnul Grecu, cred că l-ați auzit la Virgin Radio, el lucrează la Europa FM, dar e tot în familie cu Virgin. Și are un spot în care spune că cred că pe 10 martie are loc SocialPedia, unde eu cu Ionesca suntem speaker. Găsiți link în descriere de eveniment. E cu bilet, noi nu luăm bani din biletul ăla, nu știu, pentru organizare și toate cele. Noi venim doar să vorbim. Link în descriere. Și am niște emoții pentru Ionesca, mă simt de parcă s-a dus copilul la grădiniță la serbare. Și nu în ultimul rând, Georgiana Ionescu, vlogger pe canalul Ionesca. A venit cineva foarte important. Nebunul de salam. Nebunescu de salam. Salut, eu sunt Georgiana Ionescu sau Ionesca pentru cei care mă urmăresc pe internet. Despre mine pot să spun așa, sunt om de comunicare de aproape 10 ani, am fost și în tabăra clientului și în tabăra agenției și de vreo 3 ani sunt creator de conținut. Cred că sunt în echipa, nu cred, sunt sigură că sunt echipa câștigătoare. Pentru că da, fac Insta story-uri în fiecare zi. Ai depășit cele 2 minute și tot ce ai spus acolo aș putea să spun într-un story de 15 secunde. La story-uri găsim noutăți în permanență care să te țină acolo și modalitatea de a interacționa cu follower și tăi. Avem zona de questions, avem poll-uri, unde poți să afli lucruri de la urmăritorii tăi. Și propun că, concluzia, Ciprian a spus că story-urile și rezultatele din stories urmăresc doar 2 indicatori. Te contrazic. Te contrazic și poți să te uiți, dar știi care e faza? Că tu ai profilul privat, am încercat să mă uit dacă faci story-ul, dar nu faci story-ul, nu știu dacă faci story-ul, că ai profilul privat. Mă rog, asta e partea a doua. Cine și-a dat bugetul pentru o campanie pe stories? Până sus! Cine și-a dat bugetul pentru o campanie pe postări? Până sus! Avem voie dacă mai ridicăm. La burtă cu o foarte mică margine, mi se pare că ei au câștigat, dar eu... Ionescu, șefa, vreți să apariți în daily vlogul meu? Se plătește? Ok, perfect. Ionescule, deci nu știu dacă v-am zis că suntem în Palatul CEC. Casa de Papel, varianta România. La 3-2 și să găm unde-s bani. 3-2, unde-s bani? Ce ziceai? Banii sunt de acolo, la casa de puneri, serviciul depunerilor. Auzi, mă, dar dacă acolo unde scrie casa depunerilor, de fapt sunt depunerile. Ce-i s-a minut-o? Aștept marți la SocialPedia. Am zis, link în descriere către SocialPedia. Marți pe 10, nu? Da. Marți pe 10. Ne apropiem de sold out, așa că hai, repede. Eu nu vin că salariul e pe 11. Ce zici, Georgiana, aici? Am zis că a fost o zi bună pentru mine, sunt trezită de la ora 5:30. Pentru că dimineața am fost să-mi fac unghiile. Ia să vedem unghiile, dați la fel. Nu-s la fel, sunt altă culoare. Georgiana, sunt foarte mândru de tine. Mulțumesc. Bunescule, sunt foarte mândru. Tu trebuie doar să exiști, Bunescule. Putem concluziona că acesta a fost vlogul de azi? Acesta a fost vlogul de azi. Nu, nu mai pornește. Mașina asta e pe butuci, să zic așa, de 1 an și ceva. Așa că dacă știți pe cineva care cumpără rable sau ceva de genul, dați-mi un semn prin mesaj privat ca să scap de ea, că mi-e și rușine.